Dragilor, așa foarte pe scurt, salutare în primul rând. Mi-am luat o casoletă de rucola, foarte ieftină de la magazin, 10 lei, 11 lei, nu mai știu cât am dat pe ea. Mi-am presat-o pe farfurie, mi-am făcut un pat. Aveam o bucățică de somon în pachet la frigider, pregătită deja. Mi-am feliat-o așa înghețată cum era foarte subțire. Pe patul de rucola am pus un pic de sare, un pic de ulei de măsline și ușpreiul. Am așezat somonul, mi-am tăiat 5 roșii cherry, deci ce vedeți aici sunt 5 roșii cherry. Un pic de sare la suprafață, spray de cu ulei de măsline, un pic de seamă de lămâie și asta este minunat. Toată lucrarea cred că m-a costat undeva la 40 de lei. Dar e un ditai platou. Deci bucățica de somon, nu știu cât să vă zic, era ceva foarte mic, dar e feliată subțire și de asta s-a înșirat așa și pare mult. Foarte gustos, foarte hrănitor. Multă sănătate, spor la treabă.